Haideți așa cum stăm prin rugăciune să cerem sprijinul și ajutorul Dumnezeu pentru această seară. Haideți așa cum stăm să mai lăudăm pe Dumnezeu prin cântare. Ce frumos ești, Iisus, ce frumos ești.
Haideți să deschidem cu toții Scriptura la pagina 987, la Evanghelia după Luca, capitolul 2, și vom citi de la versetul 1 și până la versetul 20 inclusiv. Pagina în Sfânta Scriptură 987. Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel: în vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria cu Irinius. Toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și a născut pe fiul ei cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casă de poposire nu era loc pentru ei. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște: veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții: haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce văzuseră și auziseră și care erau întocmai cum li se spusese. Amin. Haideți să mergem înaintea lui Dumnezeu și această rugăciune să aducem lauda buzelor noastre. Dacă îngerii în ceruri îl laudă necontenit, dacă păstorii s-au închinat și au lăudat pe Dumnezeu, cred că se cuvine să lăudăm și noi, se cuvine să ne smerim înaintea Lui și să-L slăvim și să-L preamărim pe El. Și această rugăciune să nu facem altceva decât să-L lăudăm și să-L glorificăm. Așa cum stăm, ne rugăm.
Haideți să reocupăm locurile și să lăudăm pe Dumnezeu prin cântare.
Slăviți și binecuvântați să fie Dumnezeu! Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți cei care și în această seară ați ales să fiți la părtășie cu Biserica Domnului din loc. Domnul Iisus, care este darnic, care are și care poate și care vrea să sature în această seară fiecare suflet care este în locul acesta. Prin cântare, prin poezie, prin cuvânt, prin tot ce se va face aici, vrem ca numele Domnului să fie lăudat și slăvit și în același timp noi să ne zidim sufletește. Amin. Aș vrea să anunț un eveniment mai deosebit care s-a petrecut astăzi și aș vrea să îi chem pe cei doi tineri în față. Este vorba despre o logodnă, despre fratele Lucian Roxin și despre sora Adina Polzan. Îi invit să vină aici în față, să-i cunoaștem cu toții. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Dumnezeu să-i poarte în carul lor de biruință și mulțumesc, puteți să mergeți la loc, să ne rugăm pentru ei, ca Domnul să-i ajute, să-i întărească și în ziua anunții lor să vină cu cel mai frumos dar pe care pot să-l aducă înaintea Domnului, curăția lor, și Dumnezeu să-și lase binecuvântarea peste ei. Amin. Haideți ca împreună să lăudăm pe Dumnezeu prin cântare. În timpul acesta ne închinăm și Domnului cu darurile noastre de bunăvoie. Apoi corul va lăuda pe Dumnezeu prin cântare și apoi și grupul Mesis va înălța numele Domnului cântând.
să-l găsească pe împăratul nou născut, urmărind o lumină, eu știu astea cum nu s-a mai văzut. Piedici multe calea lor și primești mari, le-au ieșit mai pentru a iubi. Dumnezeu cel veghetor s-a grijit de pașii lor și răspunsul i-a dat. Yeah.
dar din cer trimiți din iubire. Chiar el într-o iesle pus, când abia a dus mântuire. Haideți ca împreună să-L mai lăudăm pe Dumnezeu prin cântare. Apoi, sora Daniela Demian are o cântare spre lauda Domnului. O ascultăm Dumnezeu să o binecuvinteze. Corul va înălța numele Domnului prin cântare. Apoi, sora Nicoleta Neamțu are și ea o cântare spre lauda Domnului. Și apoi, din nou, corul. Thank you.
Aleluia, aleluia, să venim să...
Slăvit să fie Domnul nostru Iisus Hristos. Îi mulțumim că și în seara aceasta suntem aici. Îl lăudăm și îl glorificăm pe El. Și inimile noastre să fie deschise la ceea ce vrea să ne vorbească în continuare. Rugăm ca El să atingă inimile noastre. Pentru aceasta ai nevoie ca să cerem de la El. Amin? De aceea și eu care vestesc cuvântul și dumneavoastră să fim conștienți că suntem în prezența lui Dumnezeu. Și atâta experiență avem deja cu Dumnezeu pentru că nu ne mai putem păcăli pe noi înșine. Știm exact. Când cerem de la Dumnezeu ne dă. Când stăm pasiv și nu ne interesează, nu se dă de sus. De aceea, haide să cerem de la Dumnezeu. Tot ce ați fost miercurea trecut aici, la seara de colinde, vă aduceți aminte că cuvântul lui Dumnezeu ne-a arătat și Dumnezeu ne-a arătat ce înseamnă cu adevărat această sărbătoare a nașterii Mântuitorului. Am văzut ce zice lumea că înseamnă această sărbătoare și vă aduceți aminte că, și am să repet foarte repede pentru cei ce n-ați fost miercuri. Lumea zice că sărbătoarea aceasta înseamnă Crăciunul, înseamnă Moșul,
înseamnă sania trasă de reni, înseamnă cadourile, înseamnă bradul, înseamnă globurile, înseamnă cadouri sub brad, înseamnă veselie, înseamnă cârnați, înseamnă porc tăiat, înseamnă sarmale și multe lucruri care spun oamenii că înseamnă această sărbătoare a nașterii Mântuitorului. Apoi am văzut ceea ce zice Dumnezeu că înseamnă. Și am citit textul acela în care ni se arată că Duhul Domnului a venit peste Zaharia, a prorocit și a zis. Acum, prorocia este cuvântul lui Dumnezeu trimis prin gura oamenilor, prin gura lui Zaharia. Și am văzut că înseamnă, coriștii, vă mai aduceți aminte? Haideți ca să ne conectăm un pic, că parcă a început predica și ne desprindem, ne gândim la ale noastre. Ce am zis că înseamnă, ce a zis Dumnezeu că înseamnă în primul rând nașterea aceasta, sărbătoarea aceasta? Înseamnă răscumpărare. Asta a zis Domnul, că a venit să cerceteze și să răscumpere pe poporul lui. Al doilea lucru am zis că această sărbătoare înseamnă mântuire. Că Domnul Iisus Hristos a venit ca să ne mântuiască, adică să ne izbăvească de păcatele noastre, de bolile, de necazurile noastre. Și al treilea rând am zis că înseamnă slujire. Că după ce ne izbăvește de dușmanii noștri, ne dă dreptul să-i slujim. Aș vrea să însemne aceste trei lucruri. Pentru unul fiecare din locul acesta să însemne această sărbătoare a nașterii Mântuitorului. Răscumpărare, mântuire și posibilitatea să-L slujești pe Dumnezeu și pe cei din jurul tău. Astăzi s-a citit un text în locul acesta din capitolul 2, de la versetul 1 până la 20 și vreau să vă aduc înaintea dumneavoastră două lecții pe care trebuie să le primim în seara aceasta. O lecție pe care ne-o dă Dumnezeu și o lecție pe care ne-o dă acei păstori, ciobanii. Pentru că s-a citit textul acesta în care erau niște păstori pe câmp, s-au prezentat îngerii, le-a adus vestea bună, ei s-au dus, au căutat, au găsit, s-au întors înapoi slăvind pe Dumnezeu. Spunea Duț duminică că toți avem de învățat. Dacă Dumnezeu ne dă lecții, atunci toți, indiferent de vârstă, indiferent de starea socială, indiferent de inteligență, avem de învățat, pentru că Dumnezeu dă lecții. În seara aceasta, Dumnezeu, știți ce ne spune? Prin sărbătoarea pe care o avem noi astăzi. Prima lecție pe care ne-o dă Dumnezeu în seara aceasta este lecția iubirii adevărate sau lecția dragostei adevărate. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici și s-a citit că a venit îngerul la păstor și le-a zis: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut vouă. Vi s-a născut vouă, este pentru voi un mântuitor care este Hristos Domnul. Eu nu văd altceva în seara aceasta, prin venirea Domnului Iisus Hristos pe pământul acesta, decât expresia dragostei mare ale lui Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea aceasta, adică pe noi oamenii păcătoși, încât a dat pe singurul lui Fiu. L-a dat. Pentru că orice cine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Observați dragostea lui Dumnezeu pentru niște păcătoși care eram noi. Dumnezeu a dat, nu a luat. Și asta ne spune că atât de mult a iubit Dumnezeu încât a dat. Și în seara aceasta vrea să ne învețe și pe noi. Dragostea adevărată, care înseamnă a da, a te jertfi, la maxim. Nu puțin, la maxim. Pentru că textul ne spune că a dat pe singurul său fiu. Lumea din jurul nostru, din ziua de astăzi și nu numai, din totdeauna, lumea aceasta a avut un fel de dragoste egoistă. Și dragostea lumii este: dacă îmi dai, îți dau, dacă îmi faci pe plac, te iubesc, dacă mă superi și mi-ai zis ceva, să nu te mai văd, te ocolesc,
Asta e dragostea lumii, dar Dumnezeu, prin trimiterea Domnului Iisus Hristos pe pământul acesta să se nască, ne arată dragostea Lui adevărată, care trebuie să se vadă și în copiii lui Dumnezeu. Amin? Dragostea aceasta care jerfește, dragostea aceasta care nu se uită la foloasele ei, la foloasele lui, dacă vrei să spunem așa. Nu ne uităm la foloasele noastre. Trebuie să ne uităm și să fim exact cum a fost Dumnezeu și să încercăm să fim așa. Să avem dragostea aceasta care se jerfește, dragostea aceasta care se sacrifică și Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Pocăiții copiii lui Dumnezeu trebuie să fie diferiți de cei de afară. Trebuie să se vadă. Trebuie să se vadă o diferență mare, ca de la cer la pământ. Să se cunoască clar care este copilul lui Dumnezeu. Și unul din lucrurile acestea, trebuie să se vadă în noi dragostea mare a lui Dumnezeu. Dragostea care jerfește. Spune aici un cuvânt foarte frumos. Zice, vi s-a născut vouă Mântuitorul, Izbăvitorul, care este Hristos Domnul. Cum vedeți expresia asta? Cum vedeți numele ăsta, Hristos Domnul? Cum îl vedeți? Ce are a face asta cu dragostea lui Dumnezeu? Hristos Domnul? Nu e așa că poate unii dintre noastre, când auziți Hristos Domnul, parcă vedem un dictator, unul care dacă nu faci cum îți zic eu, nu știu ce se întâmplă. Știți cum trebuie să vedem aici tot dragostea lui Dumnezeu? Pentru că dacă suntem copiii lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu a pus Duhul Său cel Sfânt în noi, noi nu mai avem teamă, frică, așa-i? El este Hristos Domnul în sensul că ne protejează, că ne păzește, că suntem ai Lui, că suntem copiii Lui, că suntem proprietatea Lui. Spunea în Corinteni Apostolul Pavel, voi nu știți că trupurile voastre sunt templul Duhului Sfânt și că voi nu mai sunteți ai voștri, ci că ați fost cumpărați cu un preț și acum sunteți a Lui Dumnezeu? Vedeți dragostea lui Dumnezeu? Vedeți că sunteți proprietatea lui Dumnezeu? Vedeți că Dumnezeu este Cel ce ne păzește, Cel ce ne ocrotește? Nimeni și nimic nu se poate atinge de noi? Vedeți lucrul acesta, biserică, Betel? Vedeți în viața dumneavoastră? Răspundeți-mi, da sau nu? Vă spun ceva și nu sunt lucruri mari, sunt lucruri, spun eu lucruri mari ca să vă impresioneze, lucruri din Biblie. Nimeni și nimic nu se poate atinge de copiii lui Dumnezeu. Nimeni și nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrul acesta și observați dragostea mare a lui Dumnezeu. Sărbătoarea aceasta arată foarte, foarte tare că Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos pe pământul acesta ca o expresie a dragostei Lui. A doua lecție pe care o vrem să o învățăm în seara aceasta este lecția aceasta pe care ne-o dă păstorii aceștia. Ciobanii. Să nu vă gândiți că erau pastori. Erau ciobani. Spune cuvântul lui Dumnezeu că erau afară în câmp și oamenii aceștia marginalizați, oamenii aceștia fără multă școală, oamenii aceștia care stăteau acolo, afară de societatea aceasta care era acolo, oamenii aceștia au parte de o veste bună. Vin îngerii acolo să prezintă îngerii și slava lui Dumnezeu îi înconjoară și îngerii aceștia le spune, nu vă temeți, că ăștia au început să se sperie și zice, nu vă temeți, vă aduc o veste bună. Le vorbește despre mântuire, le vorbește despre Hristos Domnul și foarte interesant, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că și credința vine în urma auzirii. Oamenii ăștia aud vestea bună și știți ce e foarte interesant? Că în inima lor încolțește credința și credința niciodată nu este pasivă. Credința te pune în mișcare. Credința te trimite la lucru, te trimite să cauți, te trimite să faci ceva. Stăm într-o țară în care se numește creștină și toți oamenii din țara asta spun că sunt creștini și sunt credincioși, dar foarte puțini sunt în mișcare. Foarte puțin fac ceva. Vedeți, lecția care o învățăm de la ciobanii aceștia este, de la păstorii aceștia este că ei au zis, ne-a vorbit Dumnezeu, ne-a făcut cunoscut Dumnezeu lucrurile acestea. Haideți să mergem. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că s-au dus în grabă.
Ei, oare câți în ziua de astăzi, când aud cuvântul, repede îl pun în practică, în grabă? Oare nu zic mulți, lasă să treacă, lasă cum vedea cum o fi, lasă să treacă sărbătorile acestea? Spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii aceștia s-au dus în grabă. Și mai îmi spune mie cuvântul lui Dumnezeu aici că i-au căutat să-L găsească. Pentru că spune că s-au dus în grabă și i-au găsit. Înseamnă că i-au căutat. Oare câți în ziua de astăzi aplică credinței lor lucrurile acestea? Pentru că toți suntem credincioși. Dar oare câți dintre noi îl căutăm pe Dumnezeu în grabă, repede, astăzi să-L căutăm? Câți dintre noi facem lucrul acesta? Câți dintre noi îl căutăm pe Dumnezeu? Sau suntem bine, sau suntem ok? Dumnezeu se lasă găsit dacă îl căutăm și nu oricum, din toată inima. Oamenii aceștia au venit, l-au căutat în grabă, s-au dus, l-au găsit și când l-au găsit, știți ce mai îmi spune mie? Că credința adevărată înseamnă a sta în prezența lui Iisus Hristos. Nu se poate să zici că ești credincios și să nu stai în prezența lui Iisus Hristos. Nu se poate să spui că ai credința adevărată și să nu-L cunoști pe Iisus, să nu te fi întâlnit măcar o dată cu Iisus. Și oamenii aceștia stau în prezența lui Iisus. Și oamenii aceștia încep după aia să-și deschidă gura. Și nu numai. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii aceștia sunt transformați. Pentru că se întorc înapoi plini de bucurie, lăudându-L, slăvindu-L pe Dumnezeu. Pentru că asta înseamnă credința adevărată. Să auzi cuvântul, să crezi, să începi să cauți, să cauți. Să ai o dorință aprinsă în tine, să cauți cuvântul lui Dumnezeu, să iubești cuvântul lui Dumnezeu, să nu lași din mână Biblia ta să fie învechită de atâta căutare. Să stai în prezența lui Iisus Hristos. Și prezența lui Iisus Hristos te va face fericit, te va face plin de bucurie și îl vei lăuda pe Dumnezeu. O lecție primită de la Dumnezeu, ce înseamnă iubire adevărată? O lecție primită de la păstori, ce înseamnă credință adevărată? Și aș vrea acum să ne uităm la câteva contraste pe care le găsim în Sfânta Scriptură aici la nașterea Mântuitorului. Lucruri care izbesc și ne pune semne de întrebare, de ce, de ce, de ce? La nașterea Mântuitorului găsim puritate la Nazaret și găsim păcat la Ierusalim. Și aici deja e contrast. Cum să găsești neprihănire la Nazaret și să găsești păcat la Ierusalim? Poate invers. Pentru că la Ierusalim e centru, e centru pământului. La Ierusalim e templu, la Ierusalim e preoții, la Ierusalim e închinarea. Eventual acolo să găsești sfințenie. Eventual acolo, la Nazaret nici de cum. Pentru că la Nazaret acolo am auzit că sunt tâlharii, că sunt hoții, că sunt răufăcătorii. Aduceți-vă aminte că pe Domnul Iisus Hristos când îl răstignește Pilat, scrie deasupra lui Iisus din Nazaret, regele vostru, cu alte cuvinte. Ca să le dea o replică iudeilor, scrie Iisus din Nazaret, regele iudeilor. Păstă câtva timp spunea cineva, dar poate a ieșit vreodată ceva bun din Nazaret? Nimeni nu s-a așteptat să iasă ceva bun din Nazaret, pentru că acolo era un loc, cum se numește, rău, famat? Sau un loc unde se auzea numai de rău. Ei, uitați-vă la contrastul acesta. Se uită Dumnezeu. Se uită la templul în Ierusalim și templul din Ierusalim era gol. Nu mai era nimic acolo. Erau slujbele, erau închinările, se cânta, se tămâia, dar nu mai era Dumnezeu acolo. Nu mai era Dumnezeu acolo. Și se uită în Nazaret, în locul acela trist și amărât, un loc rău famat și găsește o fecioară neprihănită. Găsește o fecioară care nu-și călca principiile ei. Ea a învățat că trebuie să fie curată, sfântă. Ea a învățat că n-are voie să se joace. Și Dumnezeu se uită acolo în Nazaret și găsește o tânără, pură și curată. Știți ce îmi spune mie lucrurile acestea? Că s-ar putea să fim la Ierusalim, înțelegeți-mă ce vă spun,
și Dumnezeu să găsească păcat. S-ar putea să fim la templu, s-ar putea să fim la închinare, s-ar putea să colindăm și Dumnezeu să găsească păcat. Dumnezeu caută neprihănire. Un alt contrast am găsit aici, păstori bucuroși și un rege tulburat care tulbură și toată cetatea. Nu-i contrast? Păi cum să fie regele tulburat, care avea tot ce trebuie? Nu, parcă nu bat lucrurile. Păi avea tot ce trebuie, avea mâncare, avea haine, avea tot ce dorea. Și păstorii ăștia în câmp n-aveau nimic. Nu e așa că în ziua de astăzi toți alergăm să avem, pentru că asta aduce fericirea, spunem noi. Cu cât ai mai mult, cu atât ești mai fericit. Ia uitați-vă aici ce contraste. Vedem un rege tulburat, nefericit și vedem niște păstori bucuroși. De ce? De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să ne învețe că bucuria nu constă în lucruri materiale. Că bucuria constă în a-L avea pe Hristos în inimă. Pentru că păstorii aceștia s-au dus și L-au căutat și L-au găsit și au stat înaintea Lui și în prezența Lui. Și lucrurile acestea, ne spune cuvântul Lui Dumnezeu că le-a dat bucurie. Ei au început să-L slăvească pe Dumnezeu de la frică la teamă. De la teamă la bucurie. Și asta o face numai Domnul Iisus Hristos. De la frică la bucurie și la pace. Trecerea aceasta o face numai chiar Domnul Iisus Hristos. Vedeți, omul acesta, regele acesta, se gândea el că o să-și piardă tronul. O să-și piardă tronul. Asta s-a gândit el. Și spune, pe când păstorii mereu și îl căutau, ăsta, regele ăsta spune, căutați-l voi și când îl veți găsi, zice, să-mi veniți și să-mi spuneți și mie unde, să mă duc să mă închin. Observați diferența. Observați diferența unui om pasiv care spune, ai, fain, cum a fost la biserică? A fost fain, no. Zice, mergi la biserică? Da. El rămâne acasă, zice, rugați-vă și pentru mine. Vei cunoscut expresia asta. El stă acasă. Cum închizi ușa, își deschide televizorul și se uită. Ăsta vine la biserică, luni seara, seara de rugăciune. Cine vine luni seara? Puțin, ce să faci luni seara? Să cântă cum să cântă, așa? Și se duce acasă plin de Dumnezeu. De ce? Pentru că ăsta îl caută pe Dumnezeu. Ăla spune, rugați-vă și pentru mine. Și stă acasă și tot mai rece și într-o zi vezi că e peșteră. E peșteră. Acum noi am zis de regele acesta că era. Haideți să venim un pic la noi. Știți ce se întâmplă și cu noi? De multe ori nu ne-am place ca să ni se fure tronul. Știți că și noi avem un tron al nostru? Știți că regele acesta, problema lui era că acum s-a născut un împărat și îi ia tronul și el era pus acolo de romani. El n-avea spiță regească. Și acum frica lui era că vine ăsta și ia tronul. Știți ce m-am gândit? S-ar putea și noi să fim tulburați de multe ori când auzim de Domnul nostru Iisus Hristos. Știi de ce? Pentru că pe tronul vieții noastre n-am vrea să fie El stăpân și Domn. Pentru că ne-am obișnuit cu eul nostru. El să conducă, El să facă, El să ne ducă, El să ne aducă. Eul nostru. Și Dumnezeu, El vrea să domnească în viețile noastre. Și pe mulți oameni, ideea aceasta ca să se nască Hristos în inima lor și să domnească, îi tulbură. Zice, cum, eu? Eu nu mă pot pocăi pentru nimic. Zice, să nu mai fumez, să nu mai dansez, zicea el. Să nu mai petrec eu? Adică să nu mai fac eu nimica? Ați auzit expresiile astea? Să nu mai pot eu face nimica, să fiu ca și voi, pocăiții? Acum eu vă întreb, pe dumneavoastră, care sunteți pocăiți? Dar care sunteți pocăiți? Și ați venit din lume. Când a fost bucuria mai mare? Când ați fost atunci și patronul vieții dumneavoastră era eu dumneavoastră și făceați tot ce vreți? Sau după ce v-ați întâlnit cu Domnul Iisus, s-a născut în inima dumneavoastră? Și El a luat tronul de domn și stăpân în viața noastră. Bucuria, când este mai mare, atunci sau acum? Mai tare! Oh, nu sunteți hotărâți. La răscruce de drumuri suntem. Răspundeți-mi când. Dar eu știu, numai am vrut să văd dacă credeți, dacă știți, că eu știu că acum,
Că și eu am fost, ca orice om, am gustat din plăcerile lumii acestea, dar de o clipă, fericirea, bucuria este când îl ai pe Hristos ca Domn și Stăpân în inima ta. Slăvit să fie numele Lui! Amin. Și un alt contrast și ne apropiem de încheiere. Este un staul plin și un templu gol. Templul era gol de prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu nu mai era acolo. Chivotul nu mai era. Și dacă te-ai fi uitat, căutai pe Dumnezeu și nu-L găseai, pentru că Dumnezeu s-a îndreptat și a umplut un staul. Și cine spune nouă lucrul acesta? Că Dumnezeu nu vine la un sistem religios, ci Dumnezeu vine la simplitate, la umilință, la smerenie. Înțelegem noi? Înțelegem noi, penticostalii? Să nu ne prindă sistemul ăsta religios și să zicem noi suntem penticostali, cum alții zic că suntem creștini de 2000 de ani. Nu, 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 nu. Ci să rămânem în starea aceea smerită, în starea aceea umilă, pentru că acolo se prezintă Dumnezeu. Amin? Să nu rămână templu gol, să nu rămână templu gol, ci Dumnezeu să-L umplă în continuu și în continuu. V-ați gândit de ce s-a prezentat Dumnezeu la niște ciobani pe câmp? V-ați gândit la lucrul acesta vreodată? Care dintre dumneavoastră care aveți prunci, v-ați gândit când s-a născut să faceți un cor, să faceți un program de vestire a Evangheliei și să mergeți pe câmp la niște ciobani și să prezentați? Uite, astăzi s-a născut fiul meu și să cânte un cor de îngeri extraordinar. Când ați fost ultima oară la niște ciobani pe câmp? Nu prea facem noi asta. Uite, Dumnezeu a făcut lucrul ăsta. Credeți că l-a făcut? Dar oare de ce a făcut Dumnezeu lucrul acesta să se coboare? Primii care au fost, li s-au fost prezentat fiul, au fost niște păstori, niște oameni de la periferie, niște oameni care n-aveau multă școală, niște oameni simpli, ca să ne arate Dumnezeu că iubește simplitatea și să ne arate Dumnezeu că oamenii, oricine ar fi, oricât de mare ar fi, dacă sunt oameni simpli în inima lor, dacă sunt oameni care îl acceptă pe Dumnezeu, sau dacă vreți, de acolo încolo, oricine are acces la Dumnezeu, oricine poate să-L primească pe Iisus Hristos ca mântuitor în viața lor. Și eram curios încă, pentru că am fost pasionat de istorie, eram curios de ce s-au întâmplat toate lucrurile acestea pe vremea lui Cezar Augustus. Pentru că ne spune că pe vremea lui Cezar Augustus s-au întâmplat toate lucrurile acestea. Și acum, unii dintre dumneavoastră care sunteți pasionați de istorie știți că Cezar Augustus a fost primul împărat roman. Dar mai fost un lucru foarte interesant. Când a domnit el, timp de 40 de ani, granițele n-au fost atacate, n-au fost invadați. N-a avut război cum ar veni. Și întrebarea și curiozitatea e mai mare, nu? Și atunci de ce să se nască un mântuitor, un eliberator? Citând și căutând în istorie să aflu Cezar Augustus, într-adevăr, în domnia lui de 40 de ani, n-a fost atacat, n-a avut războaie exterioare. Dar a fost unul din cei mai mari dictatori posibili, care își teroriza oamenii din interior. Oamenii din interior pe vremea aceea era plin de frică și de teamă. Vă aduceți aminte cei mai trecuți un picuț, cam cum era pe vremea lui Ceaușescu. Că n-aveai voie, numai dacă ziceai Ceaușescu nu știu ce, puteai fi mâine la pușcărie sau la canal. Și asta era nimic față de cum a fost Cezar Augustus. Și Hristos s-a născut în momentele acelea. De ce? Haideți să spiritualizăm. Pentru că oricare este prins de frică, de teamă în interiorul lor, chiar dacă pe din afară arată bine. Chiar dacă arată foarte bine pe din afară și ai zice, ăsta merge toate de minune. Oricare este prins de păcat, de Satan, și în inima lui domnește frica și teama. Oricare ar fi cioban sau neînsemnat să găsească în Domnul Iisus Hristos un loc de adăpost, să găsească mântuire, să găsească un eliberator, să găsească calea către cer, calea către Dumnezeu, calea spre viața veșnică. Cam atât am avut de zis în seara aceasta. Doresc ca Dumnezeu să ne conștientizeze
că avem nevoie de acest Iisus pe care noi îl cântăm ca un prunc micuț, un nevoiaș. El este Domnul Domnilor. Nu cumva să cântăm și să ne-l imaginăm prunculeț care are nevoie de vacile să sufle pe el. El este Domn și Dumnezeu și domnește. Dar el în seara aceasta vrea să se nască și în inima celor care se simt marginalizați, se simt nebăgați în seamă, poate chiar de cei din familie, sau poate de alții, sau de cei, vrea să se ocupe de cei care în inima lor domnește frica, chiar dacă au un zâmbet pe buze. În seara aceasta Iisus Hristos se poate naște în inima voastră și să aveți cu adevărat o sărbătoare. Să știți că dacă veți fi din acei oameni și astăzi îl veți lăsa pe Iisus să se nască în inima voastră, veți experimenta cu adevărat ce înseamnă sărbătoarea adevărată, care înseamnă răscumpărare, care înseamnă mântuire și care înseamnă posibilitatea de a sluji pe Dumnezeu. Amin. Lăudăm pe Dumnezeu prin cântare și apoi din nou corul va înălța numele Domnului. Ovidiu, Florin și Cătălin au o cântare spre lauda Domnului, ascultăm. Apoi din nou corul și în urmă Dumnezeu să-l binecuvânteze pe fratele Gicu să ne vestească cuvântul Dumnezeu. Amin. Yeah.
Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amen. Ne bucurăm că Dumnezeu și-a înnoit îndurările și bunătățile Lui față de viețile noastre și seara aceasta putem să fim din nou la părtășie împreună. Ne bucurăm de toți cei care v-ați rupt din ocupațiile dumneavoastră și ați venit ca în seara aceasta să poposim aici împreună în prezența Lui Dumnezeu și în prezența Cuvântului Său. Ne bucurăm de cei care cu ocazia aceasta sărbătorilor s-au întors și au venit să petreacă câteva zile acasă. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Știm că într-o seară ca aceasta s-a cântat mult. De vorbit, mai puțin. Dar de cântat s-a cântat mult. Aș dori să împărtășim câteva gânduri împreună din cuvântul Scripturilor legat de lucrarea aceasta a Mântuitorului și înainte de aceasta aș vrea ca grupul meu să cânte cântarea. E colindă oricum și aia. Dacă e posibil fără tobe, Călinuț este unul dintre prietenii mei și omul de la inima mea, nu din cauza lui. Tobele pentru mine se pare că încep să creeze probleme, dar cred că vine la mine, nu la tobe. Cu atât mai puțin la cel care mânuiește tobele. Haideți să-i ascultăm înălțând numele Domnului. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și-n brății șarea lui
Lasă corul cântării încă puțin. Toată această împlinire este legată de o persoană. Și acea persoană este Domnul Iisus Hristos. Cu El avem totul. Fără El, n-avem nimic. Sau îl avem pe Hristosul și avem totul, sau dacă nu-l avem, n-avem nimic. N-avem nimic. Apostolul Pavel, omul care s-a întâlnit cu Hristosul pe drumul Damascului, scriind bisericii din Corint, în 2 Corinteni, capitolul 5, vine acolo și spune: chiar dacă noi odată l-am cunoscut pe Hristos în felul lumii, spune, acum nu-l mai cunoaștem în felul acesta. Ei, sărbătoare, cântăm despre nașterea Lui, despre întruparea Lui, despre venirea Lui în lume. Întrebarea care trebuie să ne opunem și de care depinde locul unde noi ne vom, de răspunsul care îl dăm depinde locul unde ne vom petrece veșnicia, este: cum îl cunosc eu pe Hristos? Cum îl cunosc eu pe Hristos? Lumea are felul ei de a-L cunoaște pe Hristos. Biserica are un alt fel. Lumea are felul ei și spune, chiar dacă l-am cunoscut în felul lumii, spune apostol, acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta, ci îl cunoaștem altfel. Cum adică altfel? Sunt câteva lucruri asupra cărora trebuie să ne oprim. În primul și în primul rând, Hristosul care la împlinirea vremii s-a întrupat și a venit în lumea noastră, așa cum spune apostolul Pavel, scriind bisericii din Roma, în Roman capitolul 9, versetul 5, spune că înainte de toate, El este Dumnezeu binecuvântat în veci. Asta e Hristosul. El este Dumnezeu binecuvântat în veci. Nu-i una dintre creațiile lui Dumnezeu.
Nu-i doar așa cum îl recunosc unii fiul lui Iosif și al Mariei. Nu, nu. Înainte de toate, El este Dumnezeu binecuvântat în veci. Ăsta e Hristosul. Ăsta e Hristosul. Despre El spunea Mica, în profeția lui inspirat de Duhul Sfânt, că obârșia lui se urcă, se duce, se suie până în vremurile străvechi, până în zilele veșniciei. Cu alte cuvinte, El există din eternitate cu Tatăl. Aici este una dintre marile bătălii care se dau în vremea aceasta și se dau împotriva Fiului lui Dumnezeu. Ca El să fie disprețuit, să fie discreditat și jertfa Lui să fie dată la o parte. În sensul că El nu este ceea ce spune Scriptura și ceea ce spune Dumnezeu în cuvântul Scripturii că este.